Acu. Stați așa, nu respirați. Eu am văzut că se poartă, că se așa peste tot internațional. Avem și la Bravo ai stil ceva asemănător. Andreea e mai mult decât deschisă astăzi să ne arate ținuta. Bine ai venit, draga mea! Bine te-am regăsit, Ilinca! Cine ești? Unde mergi? Ilinca, după cum ai spus și tu, astăzi vreau să mă deschid, să mă dezbrac de toate sentimentele, toate trăirile, tot ce am trăit până acum și să merg la psiholog. Oh, bună ținută pentru psiholog, ca să zic așa. Încep cu inima, vrei să-ți deschizi Corect, inima. Exact. Vreau să fiu cât mai deschisă. Se vede, observ. Aș fi tare curioasă să ne răspundă la următoarea întrebare Alina, pentru că planează așa întrebarea asta de ieri. Lămurește-mă. Te rog. Cine este pisicuța șefă? Care de la unul a zice cine e mai pisicuță din bote? Păi eu... Pisicuță nu o depășește nimeni pe Andreea, mă. Ia uitați-vă la fața ei. Găsiți altă pisicuță mai bună? Să mă filmească de la machiată tot. Pisicuță rea sau pisicuță bună? Aia e întrebarea. Aia e întrebarea. Pisicuță. Pisicuță, uite. Păi, bună sau? Păi, pare bună. Mânța blândă, zgârie rău. Da, pare bună. Nu o cunosc suficient. Nu te cunosc suficient de mult încât să-mi dau cu părerea dacă ești bună sau rea. Pot să zic că par bună. Și când ne mai cunoaște, măi, Alina? Când ne cunoaște? Unde vine porecla asta? Nu e neapărat o poreclă, dar știi că pisicuțele sunt așa drăguțe și vin la tine și torc așa drăguț și... Nu te supără! Nu te supără! Unde le dai mâncare? Andreea, dacă tine, de ce te-ai deranjat parela asta cu Diana, făcută de Alina? Că mie personal... Mie personal, mie... Vezi, fără să vrei, zici ce faci, mie mi se pare că nu am nimic în comun cu Diana. Dar nu era vorba adică... de ceva în comun. Vorbește cumva ca și tine, știi? Așa foarte pisicoasă, foarte dulce. Mie nu mi se pare că Andreea mai vorbește acum așa. La începutul competiției era mai pisicoasă și acum e mai vocală. Da, vocală, într-adevăr e mai vocală, dar mă refer în tonalitatea vocii. Tonalitatea. De vedere, e așa foarte pisicoasă. Ăsta e de fapt termenul. N-au nicio treabă una cu cealaltă. Nu mi se pare neapărat, pentru că Andreea are constant același ton al vocii, doar că Diana cumva are tonul ăsta când vrea să se victimizeze. Păi când ne atacă are alt ton. Asta am spus. Dar Andreea, în schimb, are o constanță în tonul ei. Păi asta am spus mai înainte, că Andreea cum e în platou, așa e și în culise și probabil așa și acasă, dar Diana în platou este cumva foarte pisicoasă, blândă și mai departe și aici cumva destul de acid în anumite momente. Da, dar așa cum zici tu, ele nu se seamănă deloc. Nu, doar tonul vocii din plas, nu m-am plas. Da, păi asta așa am să zic. I-am spus și în culise treaba asta. Are o față așa de pisicuță care vine pe lângă tine și toarce și râde în continuu și tot un zâmbet. Nu afectează absolut nimic. Și după urmează Diana. Păi și atunci Andreea de ce a fost deranjată? Dar nu a fost... Ai fost deranjată? Nu am înțeles exact la ce te-ai referit. Dacă e așa cum spui acum, e altceva. Însă mie nu-mi place... Ce ai înțeles, Andreea? Cum că aș fi prefăcută, că na, o pisicuță se dă pe lângă tine și după te lasă. Așa am înțeles când te-ai exprimat ieri. Nu. Așa ar fi fost, dar ok, am înțeles. Dacă e așa cum ai spus tu, e ok. Andreea e prefăcută, dar nu e nici pisică. E vulpe și o vulpe și reată rău de tot. Cred că joacă un rol. N-ai cum să fii atunci când cineva vine spre tine cu
acuzații te atacă, tu să stai pur și simplu și să zâmbești. Înseamnă că nu te afectează și nu-ți pasă de emisiunea asta. Cred că Diana a intrat în acest joc pe care l-a creat ea și nu reușește să îi facă față. Beatrice, e adevărat că Diana se victimizează în platou? Da. Da, mi se pare că în culise vine, ne atacă pe toate, iar aici pozează în această poziție de victimă, ca și când noi, de fapt, am avea ceva cu ea. Beatrice, dar te-am mai atacat eu, ți-am mai zis eu ție ceva, nu ți-am spus absolut nimic, astăzi chiar am vorbit frumos cu tine, ți-am admirat lucrurile astăzi, care l-ai făcut. Da, era vorba în general. Păi, am spus până de ce astăzi, am fost, nu de astăzi, zilele trecute, săptămâna de trecută. Astăzi. Era vorba de ce s-a întâmplat până în momentul de față. Ți-ai schimbat puțin părerea vis-a-vis de mine? Momentan nu. Bine. Dar o să-mi schimb. Dacă tu o să-mi demonstrezi în continuare, probabil că o să-mi schimb părerea. Dar te întreba, Diana, ai înțeles de ce a reacționat așa până acum? Nu. Beatrice, tu dacă ai fi venit nouă în emisiune, cum am venit eu, și toate ar fi sărit pe tine, cum ai fi reacționat? De ce au sărit toate pe tine? Tu ai venit aici în competiție și în prima, nu în prima, în a doua sau a treia ta zi, ne-ai mințit pe toate. Da, vrei să venim la tine, da, să te ridicăm pe un piedestal? Mulțumim, Diana, că ne-ai mințit. Nu, dar nici să fiți Diana, atât de rele. Diana, tu te-ai luat și de noi, și de Andreea, te-ai luat într-un mod foarte urât când i-ai spus că tu de unde știi să te îmbraci, că tu vii din Botoșani? Da, dacă asta s-a înțeles, că vine din Botoșani. Nu, fixa, da. Cum asta, da, exact asta ai zis. Azi, da, tu de unde știi să te îmbraci, că tu vii de acolo, din Botoșani? Da, te îmbraci foarte bine. Mulțumesc. Și legat uneori, de subiectul ăsta, tot l-ai uneori deschis. Te îmbraci bine Constanția. Și am bănuieli și poate o să și aflu că ești ajutată. Momentan te rog, nu spun nimic. Te rog să cauți. Da, chiar o să caut, să Andreea. Să cauți unde și vrei tu. Da, da, o să tot caut, o să caut. Este foarte dubios ce se întâmplă. Nu este dubios absolut, ba da, deloc. Ba da. Nu, nu este. Uite, ba hai să spun, dacă tot a deschis Constanția subiectul, să știi că eu văd moda ca pe o artă. Și pe mine mă fascinează arta de la 3 ani de zile. De la 3 ani de zile eu fac canto. Bine, am făcut 10 ani, acum am reluat. Am făcut cursuri de teatru foarte mulți ani de zile. Pictură nu mai zic, acolo de la 4-5 ani până în prezent. Să ne aduci un tablou. Poftim? Să ne aduci și nouă un tablou. O să vă aduc, cu siguranță. A venit cu pantaloni pictați. Și am că sunt pictați de ea. Și să știi că lucrurile astea au legătură. Adică nu trebuie să faci neapărat o școală de modă, deși e foarte bine să faci, nu ca și cum subestimezi sau egalezi aceste lucruri, dar lucrurile astea te ajută să te îmbraci, cel puțin cromatic. Exact. Eu am o mică bănuială. Ce bănuială ai, Diana? Ar fi ajutată de către cineva. Nu spun momentan nimic pentru că nu știu, nu am dovezi concrete, dar asta cred eu. Și mențin. Ai auzit pe undeva ceva, a venit cineva, ți-a spus ceva sau asta simți nu, tu? Nu, asta simt eu în momentul de față că ar fi ajutată. Pe baza ce? Poftim? Pe ce bază? Pe baza stylingurilor tale. Că dacă nu te-ai fi îmbrăcat bine, n-aș mai fi avut nicio bănuială. Hai să ne îmbrăcăm prost, să nu-i creăm bănuieli. Exact. Să nu-i creăm bănuieli Dianei. Dar tu nu, pe tine nu te pasionează această latură? Bineînțeles că mă pasionează. Și atunci ți se pare anormal, dacă și pe tine te pasionează, să te îmbraci bine. Bine, Andreea, rămâne de văzut. Nu mai comentez nimic acum. Eu cred că ei o să-i meargă până la sfârșit. Pentru că cred că asta și-a pus în cap, cumva ea vrea să fie această persoană. Cu înțepatul, cu pisiceala, victimizarea. Sper din tot sufletul să am și eu o conversație normală cu o fată de aici. Exclus, cu Andreea nu. Ok, spune-mi despre cine ta de astăzi, Diana. Și-a pus în partea de sus, zici că are o armură împotriva noastră. Mi-ar fi plăcut ca cizmele să nu fie lăcuite și să fie dintr-un material cum ai și partea de sus, ușor mate. Nu zic că nu-mi place, pentru că îmi place ținuta ta, dar cizmele le-aș fi schimbat. Mulțumesc. Mulțumesc, Diana. Carina? Mi se pare că faci abuz de cizmele astea. Partea de sus e interesantă, partea de jos nu-mi place. Mi se par parcă prea multe texturi. Zona de beauty nu îmi place. Ce ai fi pus la această ținută? Ce ai fi făcut? Îmi place zona ochilor, dar nu, parcă nu stă ție bine. Deci
Este corect făcut, dar nu-ți stă bine, nu te avantajează, na. Vrei să te mint? Este prea sec, prea... Mulțumesc! Ascultăm părerea juraților despre ținută, te rog, în fața lor, Andreea. Și fetița care venea până acum cu ținute numai din mass market a izbit puternic la vârf sectorul designer. Este cea mai bună ținută din platou din seara aceasta. Bravo, ești Andreea. Vai, mersi, Raluca! Mulțumesc! Andreea... Te-am ascultat, Raluca. Impecabil. Eu am două ținute favorite în platou în seara asta, dar a ta este una dintre ele. Îți dau și eu din start, bravo, ai stil. Mersi. Îmi place foarte mult ce ai făcut pe partea de beauty și mi se pare foarte greu să găsești acele elemente care să funcționeze cu un astfel de outfit. Dacă ar fi fost să elevezi cumva look-ul, îți spun sincer că aș fi folosit culoarea din aceste mănuși pe care să știi că am observat că le-ai mai folosit. Da. Și l-ai reintegrat într-un look, nu e rău, dar trebuie punctat. Aș fi folosit această culoare de mănuși pentru desenarea eyelinerului. În momentul respectiv, wow. Eyelinerul n-ar mai fost atât de evident. Ce a spus colega ta, ea are dreptate. E prea mult știu, în contextul am observat ăsta. Și eu asta. Iar dacă foloseai nuanța asta de auriu, cumva îl elevai la un neck plus ultra. Altfel, felicitări. Chiar m-a sunat zilele trecute Alexandru și n-a apucat să mă văd cu el și iată că tu ai și pus în practică. Dar l-ai contactat telefonic sau pe Instagram? Nu, pe Instagram. Ce ai zis? Și după bună, telefonic. Te apreciez foarte mult, îmi place moda de mică, dăm și mie ceva. Sau... ceva de genul ăsta, de genul ăsta. Eu știu piesa foarte bine, l-apreciez pe Alexandru Floarea enorm pentru că el este... designerul responsabil pentru această creație. Nu-mi displace deloc ceea ce porți. Și eu aș fi pus altceva în picioare. Nu neapărat niște cizme dintr-o piele mată, pentru că problema mea nu e faptul că ele sunt lăcuite. Mi-aș fi pus ceva outrageous în picioare, mai cu seamă că există această cumințenie de fustă, dar altfel găsesc că este o ținută extrem de armonioasă. Bravo! Si, mulțumesc! Și să știi că tu ai spus de Alexandru și după tine m-am luat. E foarte bine, e foarte bine. E un designer foarte bun, eu îl apreciez enorm, mi se pare cel mai bun designer români. Și da, vă încurajez să-i purtați creațiile. Vorbește cu cei de acasă, Andreea, și felicitări. Mulțumesc, Ilinca. Drăguții mei, ați văzut, am luat 3 steluțe, mi-a zis Raluca să schimb, să așa, mi-am făcut temele și se pare că am avut și o ținută bună. Eu vă mulțumesc pentru tot ceea ce mi-oferiți voi, sper ca și eu să vă ofer inspirație, un vibe bun și tot ce mai fac eu pe aici. Deci vă mulțumesc și sper să mă votați. Am foarte mare nevoie de voturile voastre, vreau să fiu și eu acolo prima în clasament, dar lucrul ăsta se poate întâmpla doar cu ajutorul vostru. Deci votați 6 la 1, 2, 2, 0. V-am pupat!